Bună ziua, astăzi în școală Alex vom învăța despre planeta Marte. Bun, acesta este Alex. El nu știa că noi vom ajunge pe planeta Marte și că deja are un laborator pregătit. Acesta din fața noastră este vulcanul Olympus Mons. Nu se știe încă dacă el va erupe sau dacă încă mai este măcar activ. Acum vom merge aici și vom observa ce plante sau legume, aș putea spune mai bine, pot exista pe planeta Marte la o lumină puternică pentru a putea crește. Lirichea. Lirichea ar putea crește pe planeta Marte cu multă apă. Salata. Salata poate crește pe planeta Marte, numai că îi va trebui mai puțină lumină decât roșiile, care cresc la fel ca ridichile, pentru nu îi va trebui chiar atât de multă lumină. Acum va trebui să mergem, să luăm puțin nisip de la munte, ca să vedem dacă acest vulcan va putea erupe sau nu. Acum vom merge înapoi la laboratorul nostru. Înăuntru clădirilor va fi un laborator secret în care vom mai avea un lucru. În acest laborator avem și o vacă mai ciudată, aș putea spune. Această vacă are pe ea ciuperci crescute. Nu știm cum s-a întâmplat asta, dar nu știm, cel mai important, cum a ajuns aici o vacă și a putut să se transforme în acest mod. Bun, acum vom putea afla dacă vulcanul va putea erupe sau nu. După cum arată, acest nisip are puțină lavă vulcanică înăuntru, pentru că este foarte deschisă și are tot felul de pietre mici în ea. Dar nu știm dacă este adevărat. Așa că Alex se va duce din nou la vulcan și se va urca până sus pentru a vedea dacă pe acest vulcan va putea fi lavă. Încă nu s-a dovedit și de asta e foarte important să fim primii care vor putea dovedi acest lucru. Acest vulcan e mai ciudat în sensul lui, dar nu se știe dacă va putea erupe. Acest vulcan este printre cei mai mari vulcani din universul solar al nostru. Are înălțime până la 22 de kilometri cu aproximație și în lungime are 600 de kilometri cu aproximație. După cum vedem, iese puțină lavă din el, dar nu suntem siguri dacă va fi lavă. Dar, spre surprinderea noastră, lava există pe acest vulcan. Este foarte fierbinte, adică nu ar trebui să ne apropiem foarte tare de ea. Așa că Alex va coborâ de pe munte și se va duce înapoi la rachetă pentru a arăta toate aceste dovezi la cei de pe planeta Pământ. Și să le arate toate dovezile noastre despre ridice și despre ce alte plante ar putea crește pe planeta Marte, despre vulcan și despre și cum el va putea erupe fără ca noi să știm. Deocamdată nu este 100% să erupă vulcanul. Acum Alex, cu toate aceste dovezi, se va reîntoarce acasă.